capitolul 17. Pagina Bibliei 16. Da, versetul 1 la 8. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi mulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi, din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin. Și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică. Și eu voi fi Dumnezeul lor. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Frați și surori, prieteni dragi, din momentul în care știm că am fost creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, preocuparea noastră esențială ar trebui să fie cum să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeul care ne-a creat. Cum să știm noi mai bine ce plan are El cu noi. Și cu cât vom dori să-L cunoaștem, vom descoperi măreția, frumusețea, dragostea și bunătatea acestui Dumnezeu. Imediat după cădere, Dumnezeu și-a anunțat planul de răscumpărare lui Dumnezeu cu omul. Și acest plan îl vedem întins, desfășurându-se din Geneza 12 și până la cruce. Și începând cu cartea Geneza, vedem cum Dumnezeu cheamă oameni la El, deși aceștia vedem că nu ajung desăvârșiți dintr-o dată. Și că Dumnezeu a început în ei un lung proces de transformare și de sădire în inima lor a unei credințe autentice. Oare cum lucrează Dumnezeu cu oamenii? Sunt destui oameni care stau în expectativă, în așteptare. Și se tem să se dea lui Hristos. De motiv, ba că nu vor putea ține credința, ba că Dumnezeu îi va pedepsi pentru neascultarea lor. Și dacă privim în Cuvântul lui Dumnezeu, noi putem să vedem care este metoda de lucru a lui Dumnezeu cu oamenii Lui, cu oamenii credinței. Cum anume cioplește Dumnezeu caracterele. Cum anume lucrează Dumnezeu cu oamenii în așa fel încât să-i facă să semene cu El. Cum pot crește în sfințenie? Eram provocați la timpul de închinare să răspundem. Haideți să privim în istoria lui Avram și a lui Sarai pentru un moment și să vedem cum anume a lucrat Dumnezeu cu ei. Mai întâi vedem chemarea credinciosului. Și anume, la ce este chemat credinciosul? La o trăire prin credință. Dumnezeu l-a chemat pe Avram la o trăire prin credință. Avram a ieșit din Ur, din Haldei, acum. Prin credință. A ieșit de la statutul de prinț, de unul care locuia la palat, să locuiască în cort, pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. El a crezut ceea ce i-a spus Dumnezeu. A crezut că Dumnezeu îi poate purta de grijă. Dar lui Avram nu îi se cerea doar. Pentru că credința nu este doar un moment în care să spui, să dai un da, să-l rostești cu gura, ci definește toată umblarea noastră. Cine crede, eu am crezut. Credința este doar pur și simplu afirmație verbală. Se înșală. Aceea nu este credință. Aceea poate să fie o declarație. Falsă sau nu, adevărată sau nu. Însă credința adevărată se definește cu
cum anume umblu pe tot parcursul vieții mele. Deci lui Avram nu îi se cerea un simplu da să iasă din Ur, ci de asemenea îi se cerea ca toată viața să continue să trăiască prin credință. Și în Geneza 15, știți că era frământarea lui Avram. Avram era frământat că este bătrân și că soția lui nu poate să aibă copii și că moștenitorul lui o să fie robul născut în casa lui, care era cel mai vechi, cel mai de demult. Și acesta era Eliezer din Damasc. Era un străin. Și Dumnezeu îi spune, nu așa se va întâmpla. Nu doar că îți voi da urmaș, dar sămânța ta va fi, l-a dus până afară. Și a zis, probabil era o seară senină, și a zis, Avram, uită-te la stele. Mă uit, Doamne. Încearcă să le numeri. 1, 2, 100.442, 100.444. Era dimineață, până în momentul. Așa va fi sămânța ta. Și știți ce s-a întâmplat? Spune versetul 6. Avram a crezut pe Domnul. Și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. De ce era credința asta? Pentru că Avram s-a uitat la el, era bătrân, și pur și simplu s-a uitat la Domnul. Și l-a crezut pe Domnul. Și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dumnezeu a fost încântat de Avram. A văzut credința lui și i-a socotit-o ca neprihănire. Dragii mei, aceasta este credința, acesta este tipul de credință care îi place Domnului. De aceea, ți se cere să faci la fel ca și Avram. Să privești spre cer. Și chiar dacă priviți spre cer de cele mai multe ori, nu vezi nimic în afară de stele. Totuși, să ai credință în Cuvântul lui Dumnezeu, care promite ceea ce împlinește, ceea ce promite. Și într-o lume a necredinței, înțelegem că Biblia ne cheamă să umblăm prin credință și nu prin vedere. Această atitudine definește adevărata umblare cu Dumnezeu. În timp ce tot se frământă și caută soluții disperate la problemele care se ivesc în viață, noi suntem chemați să avem atitudinea psalmistului, de exemplu, exprimată în Psalmul 62, versetul 6 și 7. Da? El este stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Amin. Dar pentru asta nu poți face locul acesta. Dacă n-ai făcut ceea ce ne-a invitat Cuvântul Domnului prin psalmistul să facem dimineață, să gustăm, să vedem cât de bun este Domnul. Dacă nici atâta n-ai avut curajul, pentru că ce se întâmplă? Gustând din El, vei vedea că Dumnezeu, într-adevăr, este atât de bun, încât nu mai vrei să-i dai drumul. Din nefericire, sunt atâția creștini care uită că trebuie să stea cu privirea țintită în sus, prin credință, știți când? Tocmai când apar problemele în viața lor, bazându-se pe Cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ierte pentru lucrul acesta. Avram a avut momente în viață în care știți ce s-a întâmplat? A obosit să se mai uite în sus, așteptând o promisiune care întârzia. În astfel de clipe a renunțat la soluțiile Domnului și a acceptat soluții plămădite de necredința umană și născocite de cultura popoarelor în mijlocul căruia trăia. Pentru că se obișnuia lucrul acesta. Putem spune că Avram, la un moment dat, a încetat să mai acționeze așa cum era, ca și un credincios, și a început să trăiască ca și lumea. Așa se face că în capitolul 16 se vorbește despre eșecul credinciosului. Știți în ce a constat acest eșec? Să privim mai mult imediat la el, dar pentru cei care nu sunt atât de inițiați, vreau scurt, într-un minut, să vă spun întâmplarea. După Geneza 15, când Dumnezeu îi spune, îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Nu uitați, era bătrân, n-avea copii, avea 86 de ani și încep să treacă ani. Nu se întâmplă nimic. Fiul promis nu mai vine.
Și atunci gândiți-vă la frământarea din familia lui. Ce-a făcut soția lui? I-a zis, și așa se practică în popoarele din jur. Și anume, am o roabă, am o slujnică, deci nu roabă, așa, ci slujnică, și poți să-i faci ei un copil și va fi fiul nostru. Adică, mentalitatea cu care gândesc cei mai mulți oameni de astăzi, Avram, dragul meu, oare n-ai visat când ți-a spus Dumnezeu lucrul acesta? A început să pună la îndoială. Dacă, știți cum zic oamenii astăzi, Avram, poate Dumnezeu ți-a promis un fiu, dar noi să nu facem nimic, știți cum este vorba românească, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. N-ar trebui să-L ajutăm cumva pe Dumnezeu? Ma, vreau să vă spun ceva. Spre deosebire de cei care încearcă să se erigeze în super sfinți. Se vorbea la timpul de închinare despre pericolul de a fi fățarnici. Spre deosebire de cei care încearcă să se erigeze în postură de super sfinți, de sfințoci, capabili de performanțe spirituale obținute prin propriile puteri. Știți ce face Biblia? Scriptura ne prezintă istoria netrucată a oamenilor credinței. Noi înșine am deformat, de exemplu, imaginea sfinților. Acelor pe care îi numim sfinți. Știți când? Când i-am așezat în icoane și pe pereți, când de fapt ei au fost oameni mult mai asemănători cu noi, cu slăbiciunile, cu defectele și cu trăirile noastre. Uneori doar timpul, așa cum face cu bunicii și cu străbunicii noștri, poate cu praful, cu colbul istoriei, cu praful de pe poze, le creăm o anumită aură atât de idilică. Dar ei au fost oameni cu frământări ca și noi. Au fost oameni cu aspirații ca și noi. Să vedem ce au avut în plus. Pentru că da, este adevărat că cei mai mari credincioși a istoriei biblice au avut și căderi. Unele dintre ele deosebit de mari. Dar nu suficient de mari ca să poată depăși adâncimea și măreția dragostei lui Dumnezeu. Slavă Lui! Subliniez că nu căderea le-a tras numele de oameni ai credinței, de titani, de copii ai lui Dumnezeu. Ei erau copiii lui Dumnezeu. Ci pocăința lor, recunoașterea, smerenia și frângerea de care au dat dovadă. Avram nu s-a lepădat de Domnul. Nu s-a gândit nicio clipă să-L lege, să renunțe la El. Dar ce-a constat eșecul lui? Că a încercat să se descurce singur. După metodele lui. Eșecul din viața de credință, dragii mei, apare când ne lipsește încrederea totală și necondiționată în Domnul. Așa că timp de 13 ani este ușor să socotim. Avram trăiește cu gustul amar al eșecului. De aceea spun că măreția lui Dumnezeu stă și în faptul că El nu face ca și noi. Omul să nu se știe. Numai oamenii care nu se pocăiesc, ca și toți aceștia, Ceaușescu, aveau o biografie trucată. Și acum mi-l aduc aminte pe Postoș Leontin, profesorul de istorie, care așa, atât are. Desculț și fără cărți mergea la școală. Era un element strălucit. Spunea despre Ceaușescu. Era un borfaj, era un boț. Și dacă îi citești istoria netrucată. Dar Dumnezeu nu ascunde istoria acestor oameni. Știți de ce? Pentru că atunci, noi, cei de astăzi, n-am putea să ne trăim viața de credință. Dacă Dumnezeu truca istoria biblică, deci a venit o carte și dă-o la ce era? La cenzură. Nu, hai să zicem că Avram a fost în excursie 13 ani. Așa mai. Și ascundea lucrurile acestea. Noi ce făceam? Noi ne trăiam viața de credință și la prima cădere, la primul eșec, era vai și amar de noi. Și Dumnezeu zice, El știe căderile noastre, ale noastre. El cunoaște și șchiopătările credinței noastre. Și El nu ține astfel de lucruri pentru ca să-i cunoaștem inima. Vrea să-i cunoaștem caracterul. Și dincolo de ce se întâmplă cu noi, El vrea să vedem inima Lui mare și caracterul Lui de Dumnezeu.
Amin. Totuși vreau să ne uităm aici puțin la dimensiunea eșecului lui Avram. În primul rând, a semnat gestul eșec în relația cu Dumnezeu. Ca și consecință a acțiunilor lui lipsite de credință. Cerul s-a închis imediat. Dacă până atunci între Dumnezeu și Avram era o relație stabilă de comunicare, Dumnezeu de data aceasta tace. Însă eșecul n-a fost superficial. Da? Ci eșecul a constat că Dumnezeu n-a tăcut o zi, două sau trei. Ci a tăcut 13 ani. Uitați-vă Geneza 16:16. Avram era de 86 de ani când i s-a născut Agar și pe Ismael. Și până în Geneza 17:1, când se spune că când a fost Avram în vârstă de 99 de ani. Deci de la 86 de ani până la 99 de ani, 13 ani. Atunci a vorbit. Până atunci nimic. Ce s-a întâmplat oare în cei 13 ani? A mai fost Avram copilul lui Dumnezeu în cei 13 ani? Ce ziceți? A fost. N-au fost tocmai anii care i-au făcut cinste. Dacă ai întrebat pe cineva, hai să predicăm despre ce a făcut Avram și despre faptele lui între 86 de ani și 99 de ani. N-ai ce predica! Nu putem spune despre toți răzvrătiții de astăzi că sunt copiii lui Dumnezeu. Însă cu siguranță că Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Însă, ce putem spune este că în acest timp relația lui Avram cu Dumnezeu s-a depreciat în cel mai serios mod. Dumnezeu nu putea privi cu plăcere spre acțiunile dictate de necredință și de spirit pragmatic. Ce ironie! Să te numești copilul lui Dumnezeu, dar să nu-ți vorbească Dumnezeu. Vai! Ce grea este viața când Dumnezeu tace! Vai! De biserica în care Dumnezeu tace și nu-i vorbește nimic. Vai! De familia care Dumnezeu încetează să-i mai vorbească. Vai! De credinciosul pentru care cerul se închide și Dumnezeu nu mai comunică. Dar nu doar Dumnezeu a fost acela care n-a avut relație cu Avram. Nici Avram n-a mai avut legătură cu Dumnezeu în acest timp. Dacă până atunci și după aceea Avram a împânzit toată țara Canaanului cu altare închinate în cinstea Domnului. Uitați de câte ori se repetă. Avram a zidit un altar și s-a închinat Domnului. În cei 13 ani, Avram nu zidește niciun altar. Neîncrederea în Dumnezeu slăbește relația și stinge pasiunea după Domnul, precum și legătura intensă cu El. Când relația cu Dumnezeu s-a rupt, s-a închis și izvorul binecuvântării. Și uitați ce ironie! Știți ce s-a întâmplat în timpul în care Dumnezeu n-a mai vorbit cu Avram? N-au mai curs binecuvântări? Știți unde au curs binecuvântările? Înspre roaba Agar. Capitolul 16 este ca o paranteză în care Dumnezeu nu mai binecuvântează pe stăpân, pe Avram. Ce Dumnezeu o binecuvintează pe roabă. Mai întâi cum o binecuvintează? O binecuvintează descoperindu-i se. Și spune, cum îl descoperă? Ca și cum? Știți? Versetul în capitolul 16. Ce fel de Dumnezeu? Cum? El? Eroi. Dumnezeul care vede. Ea însuși, așa i s-a descoperit ei Dumnezeu. Și binecuvântările au curs înspre roabă. Arătând, Avram trebuia să vadă lucrul acesta. Dumnezeu binecuvintează roabă. Și eu am crezut că mă poate binecuvânta pe mine, care sunt stăpânul. Eșec în relația cu Dumnezeu. Eșec în viața personală. Ce dorea Sarai? Ce credeți că dorea? De ce își dorea copil? De ce? Ce ziceți? De ce dorea Sarai? De ce își dorește o femeie un copil? Se spune că maternitatea împlinește.
Noi aflăm acum că Hristos împlinește. Poți să ai 100 de copii, dacă nu ai pe Hristos, nu ești împlinit. Sarai dorea să fie o femeie împlinită. Și ce-a ajuns? După ce s-a născut copilul, ce-a făcut? Agar a început să o disprețuiască. Sigur că da. Și ea era femeie și a început să eu am copilul ăsta e a meu. Și ea, și ea a început să se simtă rănită, frustrată și a fost mai rău decât era înainte. Sunt oameni care acționează în viață în tot felul de moduri. Bineînțeles că nu-i place Domnului. Și după ce se întâmplă anumite lucruri, știți ce fac? Dau vina pe Dumnezeu. Am citit într-o carte despre un scriitor creștin care a fost editat să vorbească la emisiune imediat după moartea prințesei Diana. Și a zis, l-a întrebat, știu că sunteți creștini și vorbiți despre lucruri din perspectiva creștină. Este vorba despre Filipianții. De ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple una ca asta? Și el a întrebat, Dumnezeu, oare n-are nicio legătură faptul că ei conduceau printr-un tunel îngust cu un șofer biat cu 160 de km la oră? Asta n-are nicio legătură cu moartea lor. Dumnezeu este de vină. Îl învinovățim pe Dumnezeu. Pentru lucrurile rele care se întâmplă în viața noastră. În loc să ne gândim mai degrabă, oare eșecul din viața noastră nu este ca urmare a faptului că încercăm să acționăm altfel de cum vrea Dumnezeu? Și că acesta este rezultatul faptului că nu avem curajul să umblăm prin credință? Dumnezeu era de vină pentru frustrările și dezamăgirile lui Sarai? Nu! Propriile decizii au dus-o acolo. Trebuie să știm că împlinirea nu mi-aduc eu, ci mi-aduce Domnul. Nu cum cred eu, ci cum crede El. Nu când aștept, eu vreau noi ce zicem? Acum, numai acum! Dar Dumnezeu are timpul Lui. Eșec în viața personală, eșec în relațiile cu ceilalți. Pentru că lipsa de relație corectă cu Dumnezeu se va reflecta în relație cu semenii. O să spun următorul lucru. Când o persoană, când un credincios are mereu probleme cu alții, acestea sunt doar efecte ale faptului că omul acela are probleme cu Dumnezeu. Și știm că Avram cu soția lui, cu Sarai, până în momentul în care se schimbă numele, îi spun Sarai. Pe după aceea, numele ei a fost altul. Au trecut printr-o criză chiar între ei, având conflicte determinate de acțiunile lor greșite. În 16 cu 5, vedem prima și de fapt ultima ceartă între ei. Din ce cauză? Când umblăm prin vedere și nu prin credință. Atunci, nu doar între noi și Dumnezeu sunt probleme. Și trebuie să ne așteptăm să fie probleme cu cei mai apropiați. Cu soțul, cu soția, cu familia, cu semenii noștri. Sarai a devenit o stăpână rea, iar Avram a început să se lase condus de gândurile și ideile răutăcioase și nesăbuite ale Sarei. Dar ne uităm la al treilea rând la șansa credinciosului. Pentru că Dumnezeu a fost Cel care n-a lăsat lucrurile așa. Aceasta este frumusețea umblării cu Domnul. Că dacă ești copilul lui Dumnezeu, El nu te lasă. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, El nu-ți dă pace. Dacă ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu, El va coborî după tine în cea mai adâncă groapă. În 17 cu 1. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, cine i s-a arătat? Domnul. Domnul a luat inițiativa. Șansa ca să ne îndreptăm și să ne revenim de pe drumul neascultării și al necredinței este să ne vorbească din nou Domnul. Șansa lui Avram a fost un Dumnezeu care se descoperă pe sine. Ce este interesant este modul în care îi se prezintă Dumnezeu lui Avram. Cum s-a prezentat? Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Știm că în Biblie Dumnezeu apare sub mai multe nume. Numele generic este Cel de Domnul, adică Jehova. Nici nu știm cum se pronunța. Nu erau
vocale, în primul rând în original. Nu știm, nimeni nu știe. Iacve, Iehova, nu așa. Se pronunța în orice caz, Iehova nu se pronunța. Se pronunțau vocale. Nu știm lucrul acesta. Acesta este numele generic pentru Domnul, Cel ce există prin sine. Dar aflăm multe alte nume care apar în ce situații? În situații specifice, când Dumnezeu, în mod special, vrea să își descopere o anumită latură a caracterului Său. Și cred că era cel mai potrivit nume care se prezintă Dumnezeului Avram. Știți ce îi spune? Avrame! Eu sunt El Shaddai în original. Când a spus El Shaddai, vi se pare că n-a rostit nicio mustrare, Domnul. Aparent, ai zice că Dumnezeu trece în mod superficial. Asta era mustrarea. Erau ca două perechi de palme pentru Avram. Pentru că Avram a înțeles mult mai mult decât înțelegem noi. Noi dacă traducem numele, El Shaddai, înseamnă Cel Atotputernic. Ce înseamnă Atotputernic? Care poate? Tot. Orice. Cel ce dă binecuvântări spirituale și materiale. Cel ce se dăruie creaturilor sale. Dumnezeu suficient. Numele cu care s-a prezentat Dumnezeu venea ca și o mustrare pentru Avram. Dumnezeu este Dumnezeul care poate toate. Și ce n-a crezut Dumnezeu, Avram, la un moment dat? A pus la îndoială că Dumnezeu chiar poate toate. Și acela a însemnat eșecul. Cu alte cuvinte, ce îi spunea Dumnezeu? Avrame, eu n-am nevoie să fiu ajutat. Eu nu trebuie să fiu sprijinit de tine. Mie nu-mi trebuie cârje. Eu, nu tu, ești cel care binecuvintează. Eu sunt suficient ca să rezolv orice problemă. Eu dau toate binecuvântările. Dacă alegi să lucrezi fără mine, tu nu rezolvi problemele. Tu le încurci. Tu le strici. Și apoi urmează imediat, în al patrulea rând, avertismentul Domnului. Două lucruri țineau de avertismentul Domnului. Ce îi spune prima dată? Ce îi spune? Ce îi spune? Umblă înaintea mea. Ce înseamnă să umbli înaintea Domnului? Este clar că prin ceea ce a făcut, Avram n-a umblat înaintea Domnului. El nu s-a lepădat de Dumnezeu, dar l-a ignorat. Adică nu l-a crezut în totalitate, așa cum fac cei mai mulți dintre noi. Nu ne lepădăm. Nu îi întoarcem spatele. Nu facem la fel ca și Iuda. Noi nu-L credem în totalitate. A umbla înaintea lui Dumnezeu înseamnă a umbla în voia Lui. În cuvântul Lui. Pe căile Lui. A te conforma voii Lui. A trăi prin credință. Și a accepta suficiența Lui. Nu știu dacă imaginea asta de a umbla înaintea cuiva. În vremea cealaltă n-aveau mașini. Aici la biserică n-aveau mașini. Numai Andrei Cuț și fratele Matei. Cine mai avea? Aud în istorie așa. Mă rog. Dar mergeam, cum mergeam? Familia mergea cu copiii pe jos, copiii în față. Și ai copiii mergeau. De ce mergeau în față? Să poți să-i vezi. Când vrei să faci o prostie, ce făceau copiii? Ne făceam că ne legăm la șireturi, ne făceam că și rămâneam în spatele părinților, așa? Și înapoi a lor poți face ce vrei. Crezi că poți face ce vrei? Că părinții mai ales mai au un fel de ochi la spate. Dar și Dumnezeu are ochi la spate. Nu te poți ascunde de El. Mergeam la școală, mergeam în practică, toți încolonați, profesorii, da? Nu merg în față, merg în spate, să vadă. Când vrei să fugi în coloană, să chiulești sau să rămâneai înapoi. Înapoi. Asta e și tendința când ești cu probleme. Coaua e bolnavă. Ce face? Nu mai rămâne înapoi a turmei. Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram nu umbla înapoi a mea. Pentru un copil al lui Dumnezeu îi se cade să umble înaintea Domnului, sub ochii Domnului. Doar noi credem că Dumnezeu nu vede, dar El vede. Nu este vorba de
ce poate sau nu poate El, ci de atitudinea pe care o avem noi. Când lăsăm ca ochii noștri să se oprească pe soluții umane, umblăm înapoi a Domnului, nu înaintea Lui. A umbla înaintea Lui înseamnă accepta planurile Lui pentru viața mea. Uite, Doamne, așa umblu sub privirea Ta, să mă vezi Tu, Doamne. Vai, câți creștini nu-și permit să umble în spatele Domnului și nu înaintea Lui, adică în neascultare și nu în supunere de El. Avertismentul Domnului a fost umblă înaintea mea. Al doilea avertisment. Ziceți-l. Fii fără prihană. Dar nu era Avram neprihănit? Era sau nu era? De ce îi spune fii fără prihană? Se referă la aspectul vieții trăite înaintea lui Dumnezeu. Umblă! Dar fii atent cum umbli. Ține la neprihănirea pe care ai căpătat-o. Nu vi se pare că prea mulți oameni umblă cu Dumnezeu? Dar sunt neglijenți, sunt neatenți la felul în care umblă cu Dumnezeu. Hai să vedem un pic lucrurile. Cum și-a câștigat Avram neprihănirea? Cum și-a câștigat? 15:6. Simplu. Avram a crezut pe Dumnezeu și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Avram a crezut pe Dumnezeu. Așa și-a câștigat neprihănirea. Dumnezeu i-a socotit, i-a considerat lucrul acesta ca neprihănire. Când Dumnezeu i-a spus, fii fără prihană, asta însemna Avram, fii omul credinței, nu înceta să crezi. Rămâi omul neprihănit atâta vreme când ești în contextul credinței. Când Avram a încetat să-L mai creadă pe Dumnezeu și să acționeze în baza să nu acționeze în baza credinței, risca să nu mai fie omul credinței. Noi rămânem neprihăniți în ochii lui Dumnezeu doar în cadrul umblării prin credință. Când umblăm prin vedere, când încercăm să ne descurcăm singuri, ne atribuim o neprihănire personală și riscăm să nu mai fim oamenii credinței. Fii fără prihană, adică fii omul credinței, continuă să crezi. Amin. Haideți să ne uităm acum la acțiunile Domnului. După avertismentul Domnului. Ce face Domnul? Îl descoperim ca și Domnul legământului. Legământul face legământ cu Avram. În acel context, legământul cultural, în acel context cultural, legământul oferea siguranță și protecție din partea seniorului. Un legământ personal între două persoane. Apoi, un legământ cât dura? Ce spune Dumnezeu? Fac cu tine un legământ? Un legământ veșnic. Băgați de seamă că tiparul acestui legământ, după tiparul acestui legământ, este noul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, ca și oameni ai credinței. Un legământ necondiționat. Dumnezeu le-a cerut, în versetul 10, dacă vă uitați, le-a cerut să păzească legământul, dar nu l-a condiționat. De asemenea, era un legământ bazat pe puterea lui Dumnezeu. Spune, voi face un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău. În puterea acestui legământ. Adică nu în baza puterii noastre, ci în baza puterii Lui. Dacă legământul ar fi în baza puterii noastre de a păstra acel legământ. Noi în prima săptămână după botez, la care mulți se uită ca și la un legământ, deși nicăieri nu scrie că este așa, ar fi încălcat, ar trebui să ne crape cap. De câte ori ne-ar putea crăpa? Nu bazat pe tăria noastră, ci pe puterea Lui de a păstra. Slavă Lui! Domnul legământului. Tot aici. Acțiunile Domnului. Domnul promisiunii. Vine din nou în versetul 2 și zice, voi face și te voi mulți nespus de mult. Pe de o parte fac legământ, apoi te mulțesc. Ce face când spune te voi mulți? Întărește ceea ce a spus în capitolul 15. N-am uitat. Vedeți, atunci când nouă ni se pare
în viața noastră ni se pare că oare chiar a spus Dumnezeu lucrul acesta? Când credința noastră este slăbită, El, dar cum? Vorbind, prin cuvânt, El întărește promisiunile Lui. El Shaddai își respectă promisiunile. Dumnezeu nu este om ca să mintă și fiul omului ca să-i pară rău. El vine și spune, n-am greșit ceea ce am promis. Ha! În vremurile cele mai dificile pentru viața noastră, când te întrebi, am ales bine? Merg bine? Oare Dumnezeu nu cumva m-a uitat? Își aduce Dumnezeu aminte de mine cuvântul. În cuvânt vei găsi resurse suficiente să te întâlnești cu Dumnezeul promisiunii. De aceea spuneam într-o predică nu întâmplător de 366 de ori. Așezat Dumnezeu în Biblie, nu te teme. Pentru fiecare zi, să-ți aduc aminte că n-ai de ce să te temi. În zilele frumoase, în zilele triste, în zilele însorite și cele cu nori, pentru că El este acolo. Amin. Amin. Domnul binecuvântării. Versetul 4, versetul 6. Vei fi tatăl multor neamuri, te voi mulți răspuns de mult, vei face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Și-a dus Avram binecuvântare prin metodele lui. Și-a dus sau? Da. Dar ce și-a adus? Necazul. Pentru el doar? Nu, și pe el. Păi el a respectat Ismael. Evreii, arabii îl respectă pe Avram și astăzi. Dar nu îl respectă pe Iacov. Adică pe Israel. Și zilele noastre ce vedem în conflictul dintre arabi și Israel, nu este decât actul neascultării lui Avram. Și faptul că la un moment dat în viața lui de credință a ales să umble călăuzit după soluțiile lui. Adică a zis împreună cu Sarai, hai să ne tragem o binecuvântare. Hai să ne binecuvântăm noi pe noi. Dumnezeu avea să aducă adevăratele binecuvântări în viața lui Avram. El avea să-L facă tatăl multor neamuri. De multe ori, dragii mei, noi înșine suntem cei care oprim binecuvântările Domnului pentru viețile noastre, deoarece încercăm prin orice metode, cu orice mijloace, cu disperare, să ne binecuvântăm noi, pe noi, în loc să-L lăsăm pe Domnul să facă lucrul acesta. Domnul este Domnul binecuvântării. Și de asemenea, Domnul este și Domnul imposibilului. Versetul 16 spune, eu voi binecuvânta pe Sarai și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Căci a zis în inima lui, mă, Dumnezeu spune și bancul. Să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani. Orice femeie îți va spune, dacă ai întreba, este posibil, un singur cuvânt ar zice. Imposibil. Era imposibil? Domnul este Domnul imposibilului. El Shaddai, adică Cel atotputernic. Dacă spui că este un anacronism, să spui că Dumnezeu este atotputernic, încă o dată, ce înseamnă atotputernic? Că poate orice. Să spui că Dumnezeu n-ar putea orice. Dacă e atotputernic, nu este niciun lucru pe care să nu-L poată face. Potrivit cu caracterul Lui. Asta înseamnă că Avram trebuia să-L cunoască și să accepte că Dumnezeu este Dumnezeul imposibilului. El a specificat că Sarai îi va da un fiu. Credința în Dumnezeu este rațională, dar nu este raționalistă. Adică oamenii de astăzi cred în Dumnezeu doar lucrurile care pot fi acceptate de propria lor rațiune, iar ceea ce consideră că nu este posibil din punctul lor de vedere, respind. Este fals. Dumnezeu este Dumnezeul imposibilului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care n-are limite.
Amin. Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru este atotputernic. Pentru că El este El Shaddai. Amin. Și în final, uitați-vă la așteptările Domnului. Ce aștepta Domnul de la Avram? Vedeți, dacă îi spui cuiva ce să facă, lucrul acela nu mai este valabil. Trebuie să vină de la tine. Ce-a făcut Avram? Versetul 3. Avram s-a aruncat cu fața la pământ. Însemnau are ceva lucrul acesta. Ce ziceți? Recunoașterea falimentului personal. Este prima așteptare a Domnului. Să nu uităm că Domnul a luat inițiativa. Nu este extraordinar El Shaddai, Domnul cel atotputernic? Avram l-a dezamăgit și acum Domnul strigă. Poate Avram se aștepta, acum o să mă muștruluiască. Și Domnul vine și îi spune Avram. Nu mai putem continua așa. Trebuie să fac un legământ veșnic. Așa cum s-a auzit în rugăciune la timpul de închinare. Un legământ care să nu mai fie scris pe table de piatră. Ci unde? În inima noastră. În inima oamenilor. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Aruncarea lui Avram cu fața la pământ. Era atitudinea de om pocăit. El era de acord cu ce a spus Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să știm fiecare dintre noi că Dumnezeu iubește frunțile plecate în ascultare. De aceea există astăzi atât de puțini oameni la care Dumnezeu să le vorbească. Pentru că sunt prea multe frunți semețite. Și prea puține frunți plecate în pocăință. Când îți recunoști drumul falimentului personal, atunci Domnul ți se va descoperi arătându-ți un viitor binecuvântat. Deci așteptarea Domnului este recunoașterea falimentului personal. Să-i spui Domnului, Doamne! Iartă-mă că în viața mea de credință am încercat să mă binecuvintez singur. Am tot așteptat. Și dacă am văzut că nu faci nimic, atunci am încercat să fac eu. Și culmea că ori de câte ori încercăm să facem ceva noi. Noi stricăm lucrurile. Și Dumnezeu zice, eu am vrut să vă binecuvintez. Te-ai binecuvântat unul. Dar eu nu te binecuvintez. La doilea rând, ce așteptare are Domnul? Avram acceptă schimbarea numelui. Zice, nu te vei mai chema Avram. De aceea până aici îi spunem lui Avram, Avram. De aici încolo, din capitolul 17, noi trebuie să-i spunem Avram. Care era diferența? Avram ce înseamnă? Înseamnă tată înălțat, tată slăvit. Avram înseamnă tată mulțimii. Mai jos vedem cum îi schimbă numele și la Sarai. Sarai nu se va mai numi Sarai. Se va numi Sara. Sarai înseamnă prințesa mea. Iar Sarai înseamnă prințesa mulțimii. Ce înseamnă acest lucru? Acceptând noile nume, ei acceptau să fie ceea ce trebuie, adică oamenii credinței. Gândiți-vă la ironia pe care puteau să o întâmpine Avram cu Sara, când mergeau și toată lumea îl cunoștea. Gândiți-vă la ironia oamenilor. Cum ai zis acum că ți-ai schimbat numele Avram? Păi a cărei mulțimi ești tu tată? El săracul era singur, numai cu un rob bătrân după el și cu ceilalți. Mergam în doi, bătrâni, săraci, da? Cum se numește? Voi vă numiți prințesa mulțimii. Ia să-ți vedem mulțimea de copii pe care i-a. Și Avram trebuia să răspundă de fiecare dată. E adevărat că acum n-am. Dar Dumnezeu a spus că voi avea. Eu îl cred pe cuvânt. Eu îl cred pe cuvânt. Pe Dumnezeu. Când oamenii se uită la noi, uneori diavolul se folosește de ei. Tu? Cine ești tu? Tu ești sfânt? Tu ești copilul lui Dumnezeu? Tu? Tu ai băut? Tu ai înjurat? Tu l-ai blestemat pe Dumnezeu? Eu știu cine ești tu! Eu știu păcatele tale!
De fiecare dată când își spuneau numele, Dumnezeu e obligat să-și afirme credința. Același lucru facem ca și cum făcea Avram. Avram mă cheamă. Sunt tatăl mulțimii. Acum nu se vede. Dar Dumnezeu mi-a spus că voi fi. 1 Ioan 3:1-3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Lumea poate râde de numele acesta. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, spune Ioan, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Noi ne afirmăm credința de fiecare dată când spunem că suntem copiii lui Dumnezeu, sfinți, sfințiți de El. Amin. Acceptarea Domnului, recunoașterea falimentului personal. Acceptarea schimbării numelui. Și Avram a mai acceptat ceva, tăierea împrejur. N-am citit textul. Este așa mai. Citiți-l voi, de la versetul 9 încolo. Dar voi spune că circumcizia era semnul fizic al legământului. Nu semna că cineva, deci ar fi trebuit să însemne, că cineva circumcis trăiește în ascultare de el. Dar nu este un lucru adevărat. Așa cum nu orice om care se botează este neapărat mântuit. Ar trebui să fie mântuit. Pentru că și Ismael a fost tăiat împrejur, da? Și arabii fac lucrul acesta până astăzi, dar asta nu înseamnă că sunt mântuiți. Un semn exterior. Nu ajunge. De aceea va spune Pavel în Romani, tăiere împrejur nu este în carne, ci este aceea inimă. Iar tăierea împrejur desemna pe toți cei care au fost aleși de Dumnezeu să facă parte din poporul Lui. Tăierea împrejur îi amintea lui Avram că trebuie să trăiască în dependență de Dumnezeu și că el aparține Domnului. Avram era conștient că intră într-o relație de dependență. Legământul trebuia să-i amintească de ascultarea pe care el o datorează Domnului și că soluțiile la problemele lui depind în totalitate de Dumnezeu și că stă în puterea Lui să le rezolve. Dumnezeu i-a cerut dependența. Și Avram a acceptat-o. Avram a ales să asculte. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului acum în încheiere. Și înainte de a da ocazia celor care doresc să se roage, să ne putem cerceta înaintea Domnului. Și spui, Doamne, la fel sunt și eu ca și Avram. Deși Dumnezeu ți-a cerut să-L crezi, poate ai încetat la un moment dat să mai privești în sus. Te-ai dat înspre cer și ai văzut doar stele, uneori nici stele. Te-ai săturat să mai aștepți ajutorul Lui și ales să te descurci cu puterile tale. Poate era prea grea așteptarea. Sau era dificil să-L crezi. De aceea ai ales să te binecuvintezi tu. Și a ieșit un dezastru. Te-ai trezit că nu mai umbli înaintea Domnului. El nu ți-a mai vorbit. Și tu ai încetat să-i mai zidești altare. Ai încetat să mai ai pasiune și dragoste după El. A încetat inima să-ți mai bată cu aceeași intensitate ca și înainte. Vestea bună este că Dumnezeu nu te abandonează. El este gata să ți se descopere. El este gata să-ți vorbească din nou. Și să vă spune, dragul meu, draga mea, eu sunt El Shaddai, cel atotputernic. Eu dau binecuvântările materiale și spirituale. Cel suficient. Cel capabil să-ți rezolve problemele. Dumnezeul legământului. În baza puterii acestui legământ veșnic.
El este Dumnezeul promisiunii și Dumnezeul imposibilului. El vrea să-ți vorbească din nou. Dar trebuie să-ți recunoști falimentul. Să renunți la vechiul nume și să accepți să fii fără prihană. Adică să fii omul credinței. Să te încrezi în El dincolo de ce se poate vedea și pipăi. Vor mai veni probleme în viața ta. Pe cele mai multe nu le vei putea rezolva singur. Dar spune, Doamne, Te am pe Tine. El Shaddai, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul care poate rezolva orice problemă. Nici un munte nu-i prea înalt pentru El. Nici o mare nu este prea lată. Nici o vale nu este prea adâncă. Pentru că El este atotputernic. Amin.